Trăim în epoca asediului informațional. Radio, TV, online, offline, multimedia, indoor, outdoor, date mobile. Din toate părțile suntem bombardați cu informații, iar prim planul și prime time-ul sunt de cele mai multe ori alocate veștilor rele, economice, financiare, politice, sociale, nici știrile despre mediu nu fac excepție, ne proiectează tuturor o imagine apocaliptică. Oare chiar ne îndreptăm în cădere liberă spre autodistrugere? Oare progresul tehnologic conduce implicit la devalizarea naturii? Ce facem în fața pesimismului, a negativismului, a lipsei de perspective? Mai există în România oameni care mai speră, care mai luptă, care acționează? Noi credem că da, așa că am plecat să-i căutăm, să-i scoatem la lumină, să-i arătăm țării și lumii. Avem nevoie de curaj, avem nevoie de exemple, avem nevoie de eroi care luptători pentru curățenia țării și avem nevoie, zic eu, de ținte pe care să ne le fixăm. Adulții sau persoanele care reușesc, au succes, au performanțe, au proiecte speciale, au această abilitate biologică, dar și dobândită, de a persevera, de a avea o determinare în a-și atinge un scop, de a nu renunța la greu și cu pasiune în a crea lucruri care nu au niște rezultate sau recompense imediate. Persoanele care au această abilitate de a-și amâna recompensele imediate sunt persoane care au un mult mai bun autocontrol și o disciplină personală în a-și atinge scopurile. În momentul în care ieși din universul relativ închis al satului cu 200-2000 de oameni, intri în universul cu 2 milioane de oameni, acest lucru e mai greu să funcționeze și se trece de la exemple din vecinătate la exemple care pot să fie mai apropiate sau mai depărtate, se trece la idoli de un soi sau altul, la vedete de un soi sau altul, cu trecerea în virtual la modele care pot să fie de pretutindeni, care sunt tot mai multe, care sunt tot mai diverse și care intră în competiție tot mai mult. Zoli tot este foarte cunoscut pentru activitatea sa muzicală. Pentru noi, Zoli este unul dintre puținii artiști din România care se implică în cauzele de mediu. În 2007, cei de la Greenpeace mi-au propus să mă alătur campaniei România nu gustă ceanură. A fost prima campanie din România, sau prima campanie consistentă, care lupta împotriva exploatării miniere cu ceanură. Asta în urma catastrofei care s-a întâmplat în Baia Mare. Risipa nu este legată de tehnologie, este legată de responsabilitatea fiecăruia pe care o are vis-a-vis de el, de locul unde locuiește, de planetă și de generațiile următoare. Să facem curățenie. E un obicei pe care vreau să-l păstrez. Să lăsăm ceva frumos în urmă. Să facem lumea mai curată. Let's Do It Romania este cea mai mare mișcare socială de la noi din țară. Pe 25 septembrie 2010, peste 200.000 de români au ieșit să facă curățenie, participând la cea mai mare acțiune de voluntariat organizată vreodată în România. În Estonia a început mișcarea în 2008. Ei au făcut pentru prima oară curățenie toată țara într-o singură zi, au implicat peste 50.000 de oameni în Estonia, iar apoi au creat un filmuleț care a făcut în conjurul lumii și a inspirat țări din toată lumea să se apuce de treabă. On the 3rd of May 2008, the whole territory of Estonia was cleaned of its garbage in 5 hours. We did it! Drumul României pentru o zi de curățenie a fost diferit.
și față de celelalte țări care erau la acel moment deja cu experiență. Nu pot să spun că România avea un context politic favorabil pentru acțiuni de voluntariat. Eram destul de pesimiști ca țară și autoritățile nu aveau un spirit civic sau o susținere a implicării civice, lucru pentru care orice context internațional pentru noi nu se putea aplica foarte mult. N-am avut un președinte care să ne ajute, un guvern de încredere care să facă un apel către oameni și oamenii să răspundă pozitiv la o chemare. Și lucrurile astea pentru noi au însemnat noi provocări și în același timp creativitatea noastră pentru a găsi soluții de a duce mișcarea la bun sfârșit. O mișcare care la început a fost pentru România destul de sceptică. Cel mai tânăr voluntar are 3 ani și a venit cu părinții lui. Cel mai bătrân voluntar are 80 de ani și este o doamnă care a vrut neapărat să vină la curățenie să arate că se poate și la vârsta asta. Deci sunt tot felul de oameni de tot felul de vârste. Bineînțeles, da, putem să spunem că e un profil al tânărului de 20 plus, un pic educat și care a început să înțeleagă că natura e și casa lui și că e și de datoria lui să se implice. Dar sunt tot felul de oameni. Până la urmă, știi, spiritul civic nu depinde neapărat de vârstă. Suntem foarte mândri de ce am reușit. Am unele că am plecat de la zero, nu ne cunoșteam între noi, nu eram prieteni, nu aveam nu știu ce relații, nu aveam bani, nu aveam de niciunele. Dar ce aveam în schimb era dorința de a face ceva, dorința asta de a contribui și perseverența de a ne duce până în ultimul moment. Noi am fi fost pe 25 septembrie și dacă nu era nimeni. Era despre a arăta că se poate și că noi o să facem asta, acest dual spirit. De 8 ani, Every Can Count pune România pe harta țărilor europene care își educă și informează cetățenii despre reciclarea și colectarea dozelor din aluminiu. Asociația Alucro este organizația care a adus acest program și în țara noastră. Putem spune că în România se reciclează una din 3 doze de aluminiu. Asta înseamnă că aproximativ 30% din dozele introduse pe piața internă se reciclează. Spre deosebire de alte țări care, evident, au o experiență mult mai vastă decât avem noi, dozele de aluminiu se colectează separat și se reciclează în proporție de 90-98%, și aici mă refer la Suedia, Danemarca, țările nordice. Aluminiul, pe de altă parte, este cel mai valoros material reciclabil. Foarte puțină lume știe că el se reciclează în proporție de aproape 100%. Nu aș putea să trec pe stradă pe lângă o doză de aluminiu, pe oriunde mă duc mă uit după o doză de aluminiu. Copilul meu este stresat, pot să spun, de mine și de dozele mele. Colectez dozele, le spăl după ce le folosesc acasă și am o punguță specială în care le colectez. Aproape toată lumea, toți prietenii, toți vecinii mei știu că eu mă ocup cu colectarea dozelor și mi-aduc săculeții de doze, deci este o chestie care m-a prins efectiv. Congratulations, man. Thank you also. Thank you also. Good job, eh? Yeah. Vârful Broad Peak, 1047 de metri. Pe Alex Găvan suntem obișnuiți să-l vedem pe munte. Pentru filmări ne-am dat întâlnire în pădurea din spatele casei sale din nordul Bucureștiului, unul dintre locurile în care se antrenează pentru ascensiunile la peste 8.000 de metri fără oxigen suplimentar. Alex este implicat în numeroase cauze sociale și de mediu, de aceea ne-a povestit de ce Bucureștiul are nevoie urgentă de o centură verde, dar și de ce aceasta poate fi the next big thing în materie de plămân verde al orașului după Parcul Natural Văcărești. Astfel de păduri din jurul localităților joacă un rol social absolut deosebit, mai ales cele care se află în apropierea localităților urbane. Locul ăsta simt că, într-un fel, mă aduce mai aproape de mine. Funcția principală atribuită prin amenajamentele silvice acestor păduri este una socială, iar toate celelalte funcții ale pădurii, cum ar fi extragerea lemnului, sunt subordonate acestea. Putem să reducem numărul de mașini, putem să mergem mai mult cu bicicleta, putem să plantăm acoperișuri verzi. Marea Capitală Europeană au în
de jur împrejurul lor, cu așa numită centură verde, un spațiu continuu sau aproape continuu verde, total protejat, destinat recreării, care funcționează ca un fel de plămân verde al orașului. Imaginați-vă că în contextul actualelor schimbări climatice, pe termen lung, viața în București, viața celor 3 milioane și ceva de locuitori, incluzând și zona metropolitană, va fi foarte greu de închipuit fără această centură verde. De aceea cred foarte tare că noi am fi mult mai câștigați și mult mai înțelepți și mult mai isteți. Ca în loc să tăiem pădurea asta pentru foc, așa cum spuneam, ca în loc să facem exploatări forestiere în area protejată de la Comana, de exemplu, am putea, pe de o parte, să punem toate aceste păduri din jurul orașului sub protecție, după care, în faza a doua, sau de ce nu, poate și în paralel cu lucrul ăsta, să identificăm împreună cu autoritățile locale, cu primăria municipiului București, cu primările comunelor limitrofe, împreună cu Ministerul Mediului, împreună cu Ministerul Apelor și al Pădurilor, să identificăm suprafețe de teren pe care să reîmpădurim, astfel încât să putem să conectăm pădurile deja existente și astfel poate nu chiar să reușim un cerc 100% în jurul orașului, dar măcar pe o porțiune absolut semnificativă. Pădurea nu este doar cherestea, fauna nu este vânat, iar noi în niciun caz nu trebuie să fim puțini. Asaltată de probleme, omenirea își caută orizontul prin dezvoltarea de comunități sustenabile cu infrastructuri inovatoare și energie curată, care protejează, în același timp, resursele de apă, biodiversitatea acvatică și de uscat. Mult timp, prețul dezvoltării economice și sociale a fost plătit de natură. E vremea să ne reconectăm, tehnologic și emoțional, natural și social. Dacă faceți un experiment, ceea ce vă recomand foarte tare, la ăștia mici, pentru că ăștia mici sunt niște repere senzaționale pentru ăștia mici, dar un pic mai mari, care deja au învățat cum e harta geopolitică a lumii, cu granițe, cu dealele alea, cu colosale, nu știu. Și după aia pune-le o imagine de pe Google Maps, că nu e globul ăla ca pe vremuri la noi, ce dacă, suntem în timpul modern. E Google Maps-ul, Google Satellite-ul și le arăți și să vezi că au așa niște momente de cumpăn, așa zice, dar stai că, deci cum, unde să, eu nu mai înțeleg exact unde stările. Și atunci eu folosesc de multe ori asta când mă duc și mie îmi place foarte mult să povestesc cu copiii, că îi văd așa foarte receptiv. Și le zic, uite-te, incendiul ăsta de pădure, vezi? N-are nicio treabă cu graniță. Nici cea mai că legătură cu graniță. Trece de peste una în alta, ce, îl opresc grănicerii? O furtună? Ce, îl oprește grănicerul pe fulgerul care vrea să dea dintr-o țară în alta? Nu. Gospodăria acum este planeta. Adică eu pot să am gospodăria mea foarte respectuoasă cu natura și dat fiind că, nu știu, la 5.000 de kilometri e o fabrică care nu știu ce face, eu sufăr în gospodăria mea de un kilometru pătrat sau de un hectar. Deci asta, aceste distanțe nu mai au niciun fel de rol, nu mai joacă niciun fel de rol. Nu poți să spui, bun, nu știu ce fac ceilalți, eu am conștientizat și eu sunt cu minte și sunt verde. Nu poți să știi absolut nimic, decât ca să-ți adormi conștiința. Romania este mișcarea apărută în 2010 la inițiativa multiplului campion european, mondial și olimpic la caiac canoe Ivan Pațaitin, împreună cu arhitectul Teodor Frolu. Întotdeauna m-am considerat că sunt dator să ofer ceva celor din Delta. Și lucrul ăsta m-a fărâmătat de foarte multă vreme, pentru că vedeam ce se întâmplă, chiar dacă Delta e foarte bine dezvoltată acum, dar localnice băștinași au cam rămas în aceeași situație și lucrul acesta mă deranja în ultima vreme și atunci am zis
să vină în sprijinul lor, pentru că tot ce s-a făcut în Delta nu s-a făcut că de rău, de rea voință, dar n-a fost cineva care să-i îndrume, să-i încurajeze. Ei au făcut fiecare cum a crezut că e bine. Ivan nu este un brand pe care îl folosim ca brand și sub el facem lucruri. Ivan este un model și este un om cu niște valori care aduce în jurul lui oameni care cred în aceste valori. Adică cred în întâi faci și pe urmă vorbești, cred în dacă într-adevăr vrei să faci ceva, fă-o până la capăt, poți să o faci indiferent de lucrurile care se întâmplă. Al treilea lucru, trebuie să crezi în oameni, sincer. Adică trebuie să ai acest respect și să pornești de la ideea că oamenii din jurul tău sunt în primul rând un sprijin. Și ideea asta are cumva, dacă vreți, ca să fac trecerea de la niște valori la lucrurile foarte practice. Deci nu se poate face dezvoltare fără colaborare între oameni. Conceptul de Romania, care înseamnă descoperă România folosind o barcă, rowing, vâslind. Da? Bun, promovăm acest gen de turism, dar oare ne dorim ca peisajul cultural să fie invadat de niște bărci colorate din plastic? Și atunci ne-am dat seama că parte din șarmul și frumusețea acelui loc este dat și de către Lotka. Și atunci Lotka, în schimb, este o barcă utilitară, de pescari, greoaie, turistul se descurcă greu cu ea, și atunci am creat Canotka, al doilea concept, care înseamnă de fapt o canoe, ca și funcțiune, ca și manevrabilitate, dar ea ca aspect și ca ca imagine pe apă, păstrează imaginea locii tradiționale cu care suntem, obișnuiți în Delta. Cred foarte mult într-un nou concept care s-a dovedit că de fapt nu doar eu cred, ci e un trend, și anume relația asta urban-rural nu mai este o două luni, ci din contră, încep să se întrepătrundă din ce în ce mai mult și au nevoie foarte mare unul de celălalt, un spațiu sau, dacă vreți, o comunitate are nevoie de cealaltă. Parcul Natural Văcărești este o poveste de succes a naturii care și-a recâștigat drepturile fără niciun fel de ajutor din partea omului, chiar în mijlocul celei mai mari aglomerări urbane de la noi din țară. La doar 5 km distanță față de kilometrul zero al Bucureștiului se adăpostesc 97 de specii protejate, în cel mai mare parc natural urban din Europa. Valoarea parcului Văcărești rămâne în continuare destul de ridicată și la nivel european și la nivel internațional, prin mai multe argumente, și ca istorie, și ca valoare biodiversă, ca dimensiune, ca perspectivă, de ce nu? Adică e așa un cumul de factori care face ca Parcul Natural Văcărești să fie foarte interesant și în România unic. Este cel mai mare spațiu verde compact din București. Este cel mai mare parc înființat în București în ultimii 70 de ani și oferă bucureștenilor câte un metru pătrat de spațiu verde pe cap de locuitor. E un peisaj interesant, e un peisaj care ne duce cu gândul la aspectul unei delte, de aceea parcul încă se mai numește așa în imaginarul locuitorilor Delta dintre blocuri. Este de fapt titlul articolului cu care am lansat acest proiect acum 4 ani de zile. Dinamica care s-a creat în jurul acestui proiect are capacitatea să schimbe politici, să polarizeze energia locuitorilor și a factorilor de decizie. Children, people discuss about nature, and these are my colleagues.
Helmut Ignat, photographer, and the person who had idea protection on this. Cristian Ascu, editor National Geographic Romania and honorary president of our association. He was very worried that he'd tell me everything already. He didn't speak too much, I understood. A little bit. Be careful with him. He can speak 3 days without stopping. Same pose. So people happy here. Must it feel in peace when Ceausescu decided to take a big lake here and to develop a very megalomanic project? Personalități deosebite au manifestat interes, mai ales personalități din domeniul ăsta al conservării naturii. A venit prințul Charles și am fost foarte bucuros să-l primim aici, pentru că prințul Charles, știți că a venit în România cu un mesaj legat de nevoia de a ne păstra patrimoniul ăsta cât îl mai avem, pentru că este un patrimoniu european valoros. Iarăși e foarte important, 4 oameni au făcut greu, au dus greu acestui proiect. Și asta este de reținut și o lecție. Dacă vreți să faceți ceva, nu vă dați bătuți și cu tenacitate, uite, se poate obține un asemenea rezultat. Povestea FDN este legată de Solar Decathlon, competiție ce presupune proiectarea, construirea și asamblarea în doar 10 zile a unei case solare inteligente, eficiente energetic și complet echipată. Astăzi, FDN înseamnă locul unde o echipă de tineri gândesc și pornesc alte proiecte care promovează sustenabilitatea și grija față de natură. Casa FDN în care ne aflăm acum e într-o oarecare măsură o casa viitorului de care spunem noi. Este o casă 100% electrică, își produce singură energia, de-a lungul ne-am produce mai multă energie decât consumă, are un impact foarte, foarte mic asupra mediului. Practic toate echipamentele, toate materialele și tot ce am pus noi în casa asta am încercat să aibă o energie înglobată cât mai mică, o amprentă de CO2 cât mai mică și practic să facă cât mai puțin rău naturii și în măsura în care am putut să facă chiar și bine natură, să plantăm lucruri pe care le avem în seră, pe care să le mâncăm, să introducem conceptul de urban farming și practic să încercăm să facem schimbarea asta de mentalitate în România și nu numai. Noi când am început tot proiectul ăsta, cam toată lumea a zis că este imposibil pentru că România nu poate să facă genul ăsta de proiect, pentru că noi românii suntem așa și pe dincolo. Și am zis, băi, noi nu credem chestia asta. Noi o să mergem și o să încercăm și dacă o să o dăm în bară, o să o dăm în bară și nu e chiar sfârșitul pământului că o să se întâmple chestia asta. Și am luat-o pas cu pas, am fost câțiva oameni, am plecat inițial de la 4, la 6, la 7 și uite așa am ajuns să fim peste 350 în momentul de față, undeva la o medie de 50 de studenți. De la fel de facultăți, de la partea tehnică, de construcții, de la partea de arhitectură, de la partea de comunicare, fundraising management. Deci dacă luăm un exemplu, o fereastră, ne-a trebuit să lucrăm cu o companie care produce sticla, o companie care taie sticla, o companie care o companie care produce tâmplăria, o altă companie care taie tâmplăria. O companie care le pune pe toate împreună și dacă ne gândim și la faptul că am avut nevoie de macara, a trebuit un sponsor care să ne ajute și pe partea de macara. Și dacă ne gândim și la ventuze electrice, uite așa ajunge a 7-a companie să intre în această colaborare pentru o fereastră. Se vorbește foarte mult despre importanța de a fi lider. Noi încercăm de foarte multe ori să discutăm și despre importanța de a fi follower. Și pentru că degeaba ai un lider care se duce și nu-l urmărește nimeni. A doua persoană, a treia persoană, a cincea persoană, a zecea persoană care se deplasează într-o direcție este la fel de importantă și ca prima persoană care s-a dus. Green Mogo este un proiect al Asociației Green Initiative, înființat în urmă cu 10 ani de Felicia și Marius Ienculescu Popovici. Astăzi Green Mogo este un spațiu dedicat ecoeducației și dialogului despre clădiri verzi. Dacă tot construim, haide să construim cu impact mai redus asupra mediului. Și așa a început povestea micii clădiri, care acum s-a transformat în Centrul de Instruire și Consiliere Energetică Green Mogo. Și am început să căutăm lemn din surse certificate, să căutăm, să folosim, nu știu, vopsele ecologice, să folosim, să facem acoperiș înierbat, nu un acoperiș obișnuit.
să căutăm să folosim automatizări, astfel încât energia consumată în locuință să fie folosită eficient. Deci tot felul de soluții ecologice. Partea de ecologie a unei clădiri este dată și de materialele din care este construită și de modul în care folosește energia, deci cât de eficient folosește energia, eventual dacă folosește surse regenerabile de energie. Mai este dată, sigur, de relația cu biodiversitatea locală. Cei care sunt acum copii sau tineri ar trebui cumva să fie informați că trăim o perioadă de schimbări în ceea ce privește clima planetei și că orice ar deveni ei, pot să devină arhitecți, pot să devină ingineri, pot să devină, inventatori, trebuie să știe lucrurile astea și pornind la drum știindu-le, s-ar putea să găsească soluții mult mai bune decât a fost capabilă să găsească generația noastră. Se vorbește de mult de un, mai filozofic dacă vreți, dar e în același timp foarte concret, de un soi de contract natural. Trebuie să facem un contract nu numai noi între oameni ca să nu ne omorâm între noi, ci un contract cu natura, în care avem voie să cerem ceva de la natură, dar trebuie să și dăm ceva, adică un fel de, hai să ne înțelegem cu natura, că dacă nu cădem la pace, natura nu se întâmplă, dar sigur noi pierim. Spre 2050 pe Pământ vor fi 9,8 miliarde de locuitori, acum sunt 7 miliarde și jumătate, iar în anul 2075, și cred că trebuie trimise lucrurile în viitor, pe Pământ vor viețui 14 miliarde de locuitori. Ori 14 miliarde de locuitori înseamnă să trăiești umăr lângă umăr și piept lângă spate, deci toți la oaltă, și asta nu se poate decât dacă respecti în totalitate setul de legi pe care îl inventezi ca să poți să ai ziua de mâine și ziua de dincolo de mâine. Țineți minte, cine va avea mâncare, va avea putere. The Green Revolution. Sunt 50 de ani de la această mare revoluție agrară, 50 de ani de culturi masive, de specii hibride întreținute cu pesticide, ierbicide. S-a dorit o revoluție a binelui împotriva foametei și, mult timp, pentru noi chiar a funcționat. Dar în timp ce prosperam, natura suferea. Terenuri defrișate, soluri și ape poluate, alimente aruncate. Agricultura are nevoie acum de o nouă revoluție. Dar poate de o revoluție încă și mai mare este nevoie în obiceiurile noastre alimentare. Aici e foarte cald, seceta e foarte mare și atunci un pic de umbră este foarte benefică. Producțiile sunt destul de bune. Anul ăsta nu au fost boli și dăunători la ardei. Permacultura este o modalitate de proiectare și design a așezărilor umane și a sistemelor agricole perene, bazată pe imitarea relațiilor ce există în ecosistemele naturale. Gabriel Diaconu este trainer și consultant de agricultură ecologică și permacultură, un curent care în România se află abia la început. Proiecte de permacultură sunt mai multe în țară. Există chiar pe internet o hartă numită România altfel, hartă alcătuită de către un grup de tineri care s-au mutat într-un sat din Timiș, în Stancova, unde sunt, nu știu, probabil 50-100 de gospodării care urmează principiile permaculturii. Ceea ce trebuie să înțelegem este că e o diferență mare de la o gospodărie care încearcă să producă pentru consum individual, la o gospodărie sau poate chiar la o microfermă sau la o fermă ecologică care produce pentru vânzare, pentru profit. Sigur, principiile ce țin de partea ecologică și anume creșterea conținutului de humus din sol, regenerarea solului și creșterea biodiversității, ele rămân. Dar diferența de management, diferența de administrare a culturilor, de planificare și de grijă pe care, de inputuri pe care cultura le primește, diferă de la un sistem gospodăresc la un sistem comercial. Consider că meseria pe care ți-o alegi, până la urmă, jobul nostru este ceea ce ne ocupă cel mai mult timp. Adică stai la job 8 ore pe zi, stai acasă 4-6, poate maxim 8 ore. Dar 8 ore pe zi, adică mai mult de jumate din viața ta stai la job. Așa că cred că ar trebui să ne preocupe foarte mult care este impactul jobului nostru cu toate subînțelesurile lui, cu tot ceea ce înseamnă inputurile, resursele care vin în job și resursele care ies, outputurile jobului, ar trebui să ne preocupe foarte mult ce facem cu timpul nostru, pentru că în felul ăsta schimbăm lumea în care trăim.
Asociația Seneca înseamnă Grădina Comunitară Cultivă, editura Seneca, Seneca Anticafe și Seneca Ecologos, un muzeu mobil de ecologie. Există proiectul Cultivă, o grădină, și aici am stat mult ca să-i dăm o denumire. Întâi am zis Cultivă este un set de atelier, de ateliere, de permacultură. Cultivă este o grădină comunitară. A fost o acțiune care se numește Cultivă pomul, cu pă mic, cu o mare și... Și atunci, în acea mare plantare, am plantat 900 de copăcei împreună cu Asociația Pădurea Copiilor. Orice editură folosește hârtie. Hârtie este lemnul. Lemnul este copacul. Și adică eu să povestesc despre natură, cum să o iubești, și iată, mă duc și tai niște copaci ca să vă povestesc câtă dragoste trebuie să aveți pentru natură, nu părea deja logic. Și am oprit producția pentru ceva timp până am găsit posibilitatea de a face cărți pe hârtie reciclată. Aici sunt lucruri și obiecte aduse de acasă. Așa am început, că a fost un spațiu întâi mic și am zis că investim cât mai puțin. Și fiecare a adus ce era drag. Și nu știu dacă am povestit acest lucru, că n-am vrut să facem librărie, adică n-am vrut să vindem nimic aici. Și atunci am adus cărțile noastre de acasă, ale preferate. Doar că s-a întâmplat că imediat cine a venit prima dată și vreau cartea asta. E, nu, e a mea, nu pot să o dau. Și atunci, la mai multe solicitări așa, am zis, bine, hai că o facem și pe asta. Dar, de fapt, asta chiar îți aduce un efort în plus, că nu asta a fost ideea. Întâi am zis că nu vindem nimic, dar a fost la cerere. E cumva organic. Tot se necă, ci se tot schimbă. Într-un fel, supraproducția aceasta de piață ne-a adus de industrie, deci de tot ce a însemnat piața și consumerismul ne-a dus, sau a accelerat acest proces care are niște sute de ani, l-a accelerat și l-a dus la acest nivel critic de risc. Câte vreme piața nu vede niciun interes în a schimba mecanisme care i-au dus bogăția, care adevărat au produs riscul ăsta, dar încă aduc bogăție. Deci nu e discuție să se schimbe. Da, dar riscul, spaima, frica au început să fie suficient de mari încât apare o cerere de piață, că zice, noi vreau ceva green, vreau automobil fără, că vreau să mai trăiască măcar nepoții mei, până mai vedem. Puțin știu că acum 100 de ani vehiculele electrice au fost mult mai populare decât cele alimentate cu produse petroliere. Doar mersul istoriei a făcut ca motorul termic să recupereze terenul și timpul pierdut și să domine piața mobilității. Astăzi, nu doar soluțiile de locuire și alimentație caută să se reinventeze pornind de la soluții tradiționale aproape uitate, ci și cele de mobilitate. Pe Mapamon circulă peste 1,5 miliarde de autoturisme cu motoare cu ardere internă, iar până în 2020 o să ajungem la 2 miliarde. La circa 8 miliarde de oameni, să ai 2 miliarde de autoturisme, deja înseamnă foarte mult. 2 miliarde de mașini care ard combustibil în fiecare zi. Da? Dacă mâine, printr-un miracol, înlocuim toate mașinile astea care poluează cu mașini electrice, gândiți-vă că poluarea poate fi redusă cu 50%. Da? Deci înjumătățim poluarea, ceea ce nu poți să faci cu niciun alt fel de îmbunătățire tehnologică a motoarelor convenționale. Sunt, așa cum îi place domnului Mironov să spună, un răspopit, fiindcă până acum câțiva ani îmi plăceau mașinile puternice, nu mă interesa poluarea, eram oarecum simpatizant al mașinilor eco, dar tot mașinile puternice mă interesau. Însă, având background de inginer auto, întotdeauna mi-a plăcut să înțeleg cum funcționează lucrurile și punându-mi mai multe întrebări referitor la
eficiența motorului, la consum și poluare. Până la urmă, când am ajuns să și testez prima mea mașină electrică, am realizat că pasiunea pe care o aveam pentru mașinile puternice și, în general, automobilul cu motor cu ardere internă, nu prea era pasiunea corectă. Consider că orice schimbare, dacă este făcută pe un fond de informare corectă și înțelegerea unor lucruri, este o schimbare benefică. Și acum, de aceea sunt practic un avocat al mașinilor electrice, fiindcă încerc să-i fac pe oameni să înțeleagă care sunt avantajele electromobilității și dezavantajele motoarelor cu ardere internă. Paul Badea crede că antreprenorul secolului 21 trebuie să fie conștient de impactul său asupra mediului. Paul conduce o companie care importă în România cea mai vândută mașină electrică din lume la momentul actual. El este și fondatorul ARMS, Asociația Română pentru Mobilitate Sustenabilă. Schimbarea pe care consider eu că putem să o facem noi ca generație este ideea asta. Hai să nu mai încercăm să schimbăm lumea, hai să nu mai încercăm să fim cei mai cei dintre. Hai să încercăm să găsim la ce suntem buni, ce ne place să facem, ce ne vine natural, să facem lucrul ăla cât de bine se poate și, făcând lucrul ăla, să încercăm să impactăm în cercul nostru imediat. Dacă eu reușesc să conving 3 oameni să funcționeze într-un fel în care să ajute și să aducă valoare și fiecare din acești 3 oameni să mai convingă încă 3 de același lucru, eu am făcut treaba. Pentru că e o chestie semivirală, așa? Și în atât cât pot, că nu suntem toți Steve Jobs, nu suntem toți Zuckerberg, atât cât am putut, eu zic că e cea mai bună soluție să încercăm să facem în jurul nostru. Scopul meu la Bații și scopul nostru la ARMS e mai degrabă ăsta. Să dăm un exemplu de inițiativă locală. Nu vrem să schimbăm lumea. Nu vrem să fim cel mai mare și singurul integrator de servicii. Nu. Vrem să arătăm că dacă noi putem, în dreptul nostru, cu resursele nu deloc multe pe care le avem, pot și alții. Și că dacă vom începe în felul ăsta, câte puțin, câte puțin, câte puțin fiecare, cineva va putea veni și integra inițiativele noastre și să, mă rog, ne ducă în serios în direcția în care ne dorim noi să mergem. Marc Arenie este un tânăr francez care s-a stabilit la Pitești, unde construiește motoare de loganuri electrice. Visul lui este să facă o mașină electrică accesibilă, low cost, pe care să-și o permită cât mai mulți oameni. Am început acolo un proiect de mașină electrică. Am început cu un Porsche 944 din 95 și fiindcă nu prea am avut răspuns, să zic, pozitiv de la RAR de acolo din Franța, am ajuns și până în România. Bine, să fac voluntariat aici, pentru o fermă, și fiindcă atunci am găsit pe cineva aici că a omologat o mașină, un olțit, am zis că să încerc și eu, și așa a început povestea cu loganul electric în România. Așa a fost, am făcut primul logan electric în 2014, de fapt am început în 2013 și l-am finalizat și omologat în 2014. Și din 2014 până acum merg cu loganul meu electric, care are acum aproximativ 30.000 de kilometri full electric. Eu tot ce am făcut l-am subținut cu bani propri. Adică tot ce am, în loc să plec în vacanță, să-mi iau o casă, o mașină, am investit și am făcut proiectele astea. Și în viața mea, eu îmi place să fac ceva. Când spun că fac ceva, o fac, pur și simplu. Dacă mâine o să vă spun, vreau să mă apuc să fac un avion electric sau ceva care zboară, nu știu cât timp îmi ia, 2, 3, 5, 10 ani, dar sigur că îl fac la moment dat. Alexandru Teodorescu conduce o companie care face pionierat în industria regenerabilă din țara noastră prin dezvoltarea de parcuri eoliene și fotovoltaice. Renovatio dezvoltă și prima rețea de încărcare rapidă din România, dedicată mașinilor electrice. Am început prin dezvoltarea de proiecte eoliene, care a însemnat să alergi pe toate dealurile din Dobrogea și din Moldova pentru a găsi cele mai bune locații unde să amplasezi turbine, urmată de partea boring,
avize și autorizații, ca în final să treci din nou la ceva interesant, construcția efectivă a unui parc eolian. Am dezvoltat aproape 1000 de megawați, dintre care s-au concretizat în jur de 400, cei mai mulți în cadrul unui joint venture cu, cu EDPR, care este utility-ul din Portugalia. După care avem, bineînțeles, și dezvoltări fotovoltaice, unde am proiectat în jur de 100 de megawați. Am construit majoritatea dintre ei, cel mai mulți în zona de sud a României, care este cea mai bună zonă pentru dezvoltări fotovoltaice. Ne-am concentrat pe dezvoltarea unei rețele la nivel național de stații de încărcare, având soluții atât rapide, care să permită unui vehicul electric să se încarce în 30 de minute, dar și soluții, normale, cum ar fi cele de birou sau de la un mall sau shopping center, unde ai lăsat mașina mai mult de 2 ore și știi că în momentul în care te-ai întors, ai cele mai multe șanse să ai mașina plină. N-aș vrea să spun că mi-am construit rețeaua ca să pot să mă plimb eu cu mașina electrică, dar sunt unul dintre utilizatorii active ai rețelei. Fie că e un drum până la Cluj, până la Timișoara, încă n-am reușit să ajung până la mare, ne lipsesc 2 locații pe autostradă. Căutăm să facem pace cu natura, cu planeta care ne ține în viață. Dincolo de hrană, adăpost și mobilitate, avem nevoie de soluții pentru energie, pentru resurse sau pentru deșeuri. Iar în această nouă poveste, în această nouă aventură, omul pornește în bagaje cu cea mai avansată tehnologie de care ai dispus vreodată. Tehnologie, noi suntem tentați acum să vorbim despre tehnologie cu de alea, cu trimitem pe lună, nu știu ce, roboți și trala. Nu, tehnologia a însemnat, cred că pentru prima dată, cum facem foc în istoria omenirii. Ne-a ajutat extraordinar de mult ca oameni să evoluăm. Ne-am putut încălzi, am putut face lumină, ne-am putut face de mâncare. Da, l-am putut arde și pe alții, am putut da foc la păduri, am putut face și stricăciuni. Orice tehnologie vine cu bune și cu rele. Încă o dată, depinde cum folosești tu tehnologia aia. Slavă Domnului că politehnicile sunt încă bune, că e nevoie de ingineri, inginerii construiesc lumea, inginerii trebuie convinși să fie prieten cu natura tot timpul, să fie alături de, să gândească produsele lor în așa fel încât să rezolve problemele. Phase Change Materials este o tehnologie de răcire alternativă la sistemele clasice de răcire cu aer condiționat. O cale sustenabilă și prietenoasă cu mediul înconjurător pentru răcirea spațiilor tehnice la costuri reduse. În orice spațiu tehnic al unui operator de telecomunicații, avem instalate, se află instalate o groază, o serie de echipamente, gen servere, gen switch-uri de telecomunicații. Toate aceste echipamente produc căldură și produc căldură multă. Această căldură trebuie cumva evacuată sau echipamentelor trebuie să li se asigure o sursă de răcire. Această sursă de răcire, în proporție de 90% în toată lumea asta, se face cu aer condiționat clasic, mare consumator de energie, care utilizează refrigerant, după cum știm, poluant. Tehnologia are o vechime de câțiva ani, dar nu a fost studiată pe consumuri tehnologice mari, așa cum are orice operator de telecomunicații. Practic, tot ceea ce am făcut la Alba Iulia a fost să reducem semnificativ, major, consumul de energie. Ca și ordin de mărime, pot să vă spun că suntem undeva chiar și de 10 ori mai puțin consum de energie. Imaginați-vă că numai în ultima lună, chiar de curând am extras rapoartele, pentru ultima lună, am produs aproximativ 1,2 MWh energie într-o lună de zile, cu apropierea noastră panouri fotovoltaice. Asta înseamnă mai puțin 1,2 MWh din rețeaua electrică. Și în paralel, față de 2016, am redus consumul cu încă 1 MW
datorită tehnologiei de răcire inovative introduse de către UPC România în Alba Iulia. The $75,000 Gordon E. Moore Award in the category of computer science from Ranicu Balseu, Romania. Ionuț Budișteanu este câștigătorul celui mai cunoscut concurs preuniversitar de știință și inginerie din lume, cu proiectul mașinii low-cost fără șofer. În 2013, revista Time l-a inclus în topul celor mai influenți tineri din lume. În momentul de față, am construit o mică fabrică în Râmnicu Vâlcea, unde construim roboții VisionBot. Roboții aceștia asamblează plăci electronice și, în special, sunt folosiți de către tot felul de firme mici și mijlocii care asamblează produse electronice, plăci electronice cu roboții noștri. Anul trecut am primit o bursă de la Google ca să particip la Global Solutions Program, un fel de accelerator și un fel de școală antreprenorială de a învăța business american, de a începe proiecte. Și acolo chiar a pornit platforma socială SkyHub. Am fost în Silicon Valley, în Mountain View, la NASA Ames Research Center Park de la Moffett. A fost foarte interesant să interacționez cu cercetători de la NASA, chiar dacă tu lucrai în startup-uri, chiar dacă tu lucrai în domeniul de IT și n-aveai neapărat conexiune cu domeniul fizic. Deși mi s-a propus de foarte multe ori să plec din România, tot cred că există un potențial foarte mare în România și pot să fie începute lucruri deosebite aici, în România. Totuși mai sunt vreo 16-17 milioane de oameni care încă mai cred în România și încă mai stau pe aici, deci n-au plecat toți. Că e nevoie de cercetare științifică, nu se mai pune problema. Asta e în toate, și în biologie, căci biologia e știința veacului al 21-lea, în fizică, bineînțeles, în chimie, care a fost știința veacului al 19-lea și acum s-a lipit de fizică, de matematicieni, să știți că sunt la fel de puțin ca și fizicienii, cei de sus din vârf scot teoremele și le demonstrează, și apoi vine marea masă de ingineri care le folosesc și așa ticăie mașinăria lumii. Părerea mea este că cea mai importantă realizare a României după 1 decembrie 1918 este acest laser, această construcție care se face la Măgurele și care schimbă complet poziția României în lume. Laseristica e o știință nouă, nu are 70-80 de ani, nu mai mult. Ei, Gerard Mourou, de care vă vorbesc, a descoperit că se poate compacta cumva raza asta de laser. Gerard Mourou va lua premiul Nobel cândva, cu siguranță. El a venit în România, îi cunoștea pe cei de aici și a zis: facem un laser la voi, la unguri și la cehi. Împărțim invenția asta în trei. După știința mea, construcția este în grafic, tot ce se face acolo și testarea echipamentelor, care toate sunt echipamente noi, nouțe pe pământ, inventate acum. Ei, în 2019 astea vor funcționa și vor avea în capăt și o sursă de raze gamma. Combinația între astea, între ELI și sursa de raze gamma, s-ar putea să dea, cum spune directorul proiectului fizician Nicolae Sanfir, s-ar putea să dea în următorii 10 ani 2 premii Nobel. Când spui asta, ești în altă parte a civilizației lumii. În acest moment, CERN este cel mai important laborator de cercetare în domeniul fizicii particulelor din lume. Prezența cercetătorilor români implicați în proiectele CERN a crescut constant, ajungând în prezent la aproximativ 100. CERN a fost înființat în 1954. La vremea respectivă, tehnologia de accelerare, studiile de fizică care se făceau erau într-adevăr orientate spre fizică nucleară. Între timp, tehnologia a permis construirea unui accelerator mai puternic, în așa fel încât să putem sonda în interiorul nucleului, în interiorul protonului și neutronelor, adică să mergem la distanțe din ce în ce mai mici, pe măsură ce suntem în stare să accelerăm particula energie din ce în ce mai mare. Deci, practic, astăzi putem să-i spunem, CERN este, de fapt, laboratorul european pentru fizica particulelor. În 2005 m-am întors de la CERN, de la Geneva. Sunt la Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară Horia Holubei, în Departamentul de Fizică a Particulelor. Sunt în experimentul ATLAS de la CERN, de la acceleratorul Large Hadron Collider, de la Geneva, din 1992, adică de la început, de când s-au făcut prototipuri și primele studii și teste pentru fizica și detectorii
ce urmau să fie construiți pentru acest experiment. Am văzut ce înseamnă o echipă experimentală, ce înseamnă ce activități trebuie să aibă, cum trebuie să funcționeze un grup, cum trebuie să rule studenții, cum trebuie să-i formezi, să crească, să devină performanți, cum să-ți dezvolți partea experimentală, cum să aduni oameni în jurul tău. Și am căutat din 2005, de când m-am întors de la SEM, să fac exact ce am văzut că fac marele laboratoare din Europa. Asta e lucru foarte important. Să le placă, să se simtă confortabil, să se simtă util și în felul ăsta fac performanță. E de fapt o continuitate, dar e un salt mare datorită bugetului alocat. E o oportunitate fantastică pentru o țară ca România. România are această oportunitate, își dezvoltă această infrastructură experimentală fantastică, care oferă un spectru larg de cercetări, fundamental, aplicat, etc. Toți avem nevoie ca să evoluăm, să facem față situațiilor dificile. Vorbeam de acea perseverență și determinare de a-ți atinge un scop. Asta poate să fie o valoare a comunității sau a contextului sau, dacă vreți, a anturajului, care, odată promovată, va putea fi preluată de orice tip de adult. Fie că este el un adult care are nevoie de norme, sau fie că e vorba de un adult care are nevoie de multă noutate. O convingere se schimbă nu doar prin faptul că am acces la o anumită informație, adică informația nu schimbă comportamentul, cu atât mai mult convingerea, dar am nevoie de experiențe personale, reale de viață. Asta înseamnă că cu cât un adult sau tânăr va avea experiențe diferite de felul în care gândește, ca un fel de experimente comportamentale, în timp își va schimba și convingerea și comportamentul. E nevoie să fie motivat să încerce un lucru nou. Ce trebuie să facem? Păi stai să vedem, că aici e complicat cu puterile, cu jocurile de putere, cu corporațiile, cu națiunile, cu... Bun, dar eu personal ce trebuie să fac? Tu personal poți să faci sau nu faci, că nu contează, trebuie să facem cu toți. Deci acum, hai să spunem că s-a ajuns într-o bună parte a societăților la conștientizare sau un fel de preconștientizare a riscului, a pericolului. Esența este să înceapă educația copilului încă de la vârsta de 3 ani. Nu rup nici crânguțe, nici frunze, nu arunci hârtie pe jos, respecti tot ce trebuie și mai ales nu te încarci de gunoaie. Știm foarte bine că fiecare dintre cetățenii Occidentului, mă consider țara noastră ca parte a Occidentului, consumă cam 825 de kilograme de alimente pe care le aruncă. Acestea sunt gunoaiele pe care le facem fiecare dintre noi. Ei bine, copilul mic trebuie de mic antrenat să știe că pune deoparte, că selectează gunoaiele, că nu cere mai mult pentru masa lui de prânz sau masa de seară sau decât e strictul necesar. E nevoie de o schimbare de paradigmă, de o schimbare de mentalitate la nivelul întregii țări. Dacă nu faci o chestie globală, nu ai nicio șansă să se întâmple ceva. Sunt oameni care, prin ceea ce spun, dar mai ales prin ceea ce fac, încă mai speră că mesajul lor va ajunge și la ceilalți. Indiferent de profesia pe care o au, nu trec nepăsători pe lângă provocările pe care le lansează societatea de astăzi. Pentru că grija față de natură este o meserie pe care ar fi bine să o avem toți. V-am prezentat doar câțiva dintre oamenii pe care i-am întâlnit în călătoria noastră, o călătorie care abia a început. Avem nevoie de exemple, avem nevoie de schimbare. Pe tine, cine te inspiră?